A sosit în platou doamna dr. Ruxandra Pleșea. Discutăm despre nutriție, dar mai ales despre boostul de imunitate de care avem cu toții nevoie. Să rămână, bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Când ne apucăm de imunitate? Oho, de când ne naștem trebuie să lucrăm la imunitate. Atenție mămicilor, bineînțeles că cei mici nu-și aleg decât ciocolată, bomboane care nu fac bine la imunitate, însă modul în care ne hrănim, dormim, cum manageriem stresul, cât activitate fizică avem, toate se vor reflecta în statusul imunitar. Însă, un element foarte important pentru imunitate și nu numai, este statusul de vitamină D. De unde graba asta în a pune pe noi vitamină D în ultima perioadă? În ultima perioadă s-a studiat intens și s-a dovedit că vitamina D nu este doar hormonul care controlează calitatea oaselor, adică modul în care formăm osul, modul în care se remaniază osul, dentiția, oasele țin de acest metabolism fosfocalcic și care este influențat de vitamina D, însă aceasta are roluri extinse la nivel celular și influențează imunitatea noastră, depresia, anumite procese oncologice, metabolic, cum se menține statusul glicemic, spre exemplu, și de aceea la pacienții cu prediabet se recomandă să se facă un screening activ, astfel încât să aibă un status de vitamina D bun și să nu treacă atât de ușor în diabetul Zaharat de tip 2. Noi știam că avem nevoie de D pentru a fixa calciul în oase și dacă nu aveam, stăteam cu fața la soare și rezolvam problema. Iată de simplu? Așa este. Uneori nu mai este atât de simplu, pentru că nu mai stăm atât de mult la soare. Este nevoie zilnic să ne petrecem măcar 20 de minute cu fața și cu brațele dezgolite la soare, însă ai noștri copii nu mai stau prea mult pe afară, asta ar fi o problemă. Poluarea și modul în care soarele ajunge la pielea noastră este o altă problemă, pentru că mediul s-a modificat intens. Am, spre exemplu, pacienți care sunt tenismeni și au deficit de vitamina D. Ei petrec mult la soare, pe terenuri, da, de sport, însă tot n-au această suficiență. Și atunci mergem la alimentație și neapărat suplimente. Din păcate, alimentația conferă puțină vitamina D și cele mai bune surse sunt peștele gras, ficatul de cod, păstrăvul. Surse modeste sunt toate produsele animale cu grăsime, pentru că ea se absorbe în prezența grăsimii, de aceea se recomandă și suplimentele să fie luate după mese și un pic de vitamina D avem și din ciuperci, mai ales dacă acestea au fost expuse razelor UV. Ele au sintetizat în pielea lor vitamina D. Păi și atunci ce e de făcut dacă alimentația nu ne oferă? Dacă suntem la risc, dacă se impune, facem dozajul, 25 OH vitamina D este analiza pe care trebuie să o căutăm. Ea exprimă cantitatea de vitamină D și pe care o producem noi prin piele, ficat, rinichi, pentru că e nevoie de toți acești pași și toate aceste organe, dar și cea pe care o mâncăm. Și atunci vedem la analize ce status avem. Ideal este să nu fie sub 30 nanograme, da, vitamina D. Dacă stăm prost, luăm supliment și, bineînțeles, avem grijă să mâncăm aceste surse alimentare. Dar nu putem să mâncăm în fiecare zi pește, păstrăv, somon sau ulei de cod. Nu putem să mâncăm... să mâncăm în cantități uriașe ca să se fixeze. Nu chiar uriașe. Spre exemplu, o porție mai serioasă de somon, să spunem, ar asigura doza zilnică necesară. Nu știm dacă rezolvă și un deficit, pentru că uneori deficitul de vitamina D nu are legătură doar cu cât mâncăm sau cât sintetizăm. Sunt și alte procese în organism care, într-un lanț complicat, duc la forma activă finală de vitamina D. Spre exemplu, dacă avem obezitate, această vitamina D este reținută în țesutul gras ca într-un burete și nu mai este... O avem degeaba, undeva ascunsă într-o magazie, nu o folosim. Există semne că avem deficit de D? Cele mai grave semne sunt, bineînțeles, cele care se referă la sistemul osos, când există rahitismul, osteomalacia, osteopenia la vârste diferite, însă dacă experimentăm depresie, dacă avem prediabet, dacă avem probleme cardiovasculare, dacă imunitatea noastră lasă de dorit, toate acestea pot să aibă într-un puzzle complicat și legătură cu statusul de vitamina D. Și atunci este bine să ne asigurăm că suntem la zi, poate cu analizele, că avem surse alimentare frecvent, nu zilnic, și că dacă este nevoie, suplimentăm corect, fără megadoze, pentru că și toxicitatea poate pune probleme, însă eu, sincer, nici niciodată n-am văzut pacienți cu toxicitate și am pacienți care iau și 10.000 de unități, dar... Asta ar fi fost următoarea întrebare. Ce doză? Foarte greu, foarte rar și vă spun, n-am văzut niciodată, dar toți oamenii de știință spun că 2.000 de unități de vitamina D pentru adulți pe zi este o doză sigură, eficientă și putem suplimenta cu un astfel de produs. După masă. În anii 80 am luat kilograme de A+D2 pentru ochi, înțeleg. Cineva spunea că în prezența aului se sintetizează mai bine. Structurile oculare, da, într-adevăr, sunt îmbunătățite de vitamina A și, repet, probabil că a fost într-o capsulă grasă sau vi se spunea să o luați după masă pentru că are legătură cu grăsimea. Da, se sintetizează foarte bine. În prezența grăsimilor? Se absorbe în prezența grăsimilor. Dacă sunt grăsimi în intestinul subțire, se absorbe și vitamina D în orice condiție. Mai departe, ce se întâmplă cu hidroxilarea în ficat, în rinic, ține sigur și de calitatea acestor organe. Ea pleacă de la bază din colesterol. La nivelul pielii noi avem colesterol. Sub acțiunea razelor solare începe prima sinteză, primul pas, însă mai este nevoie și de alți pași. Sigur că și receptorii pentru vitamina D pe care îi are fiecare pacient determinat genetic și aceștia contează în ecuația finală, așa că sunt multe aspecte fascinante și implică aproape toate sistemele organismului și atunci când vorbim despre vitamina D. Vitamina asta e ceva, nu știu, o modă, pot să spun așa, pentru că am vorbit ani de zile de Q10, după care am vorbit de vitamina C, pe care o foloseam în orice variantă și acum a devenit ceva un clasic, să spunem că nu mai este o modă și a dovedit eficiența în timp. Sunt țările nordice sau Marea Britanie, unde soarele este mai ascuns și nu există un larg deficit de vitamina D în populație, unde suplimentarea se face la nivel național, la modul serios. În țările nordice la fel, s-a pus întotdeauna accent pe deficitul de vitamina D și depresia, care este atât de crescută acolo, așa că nu mai putem spune că este doar o modă, ci este un factor de care știm mai multe astăzi și e bine să avem grijă. Final și concluzie? Suplimentați dacă este deficit și apoi verificați. Este cea mai bună metodă să știm cum stăm și să știm ce să facem. Simplu și la obiect. Simplu. Mulțumim tare mult, doamna dr. Ruxandra Pleșea, de găsit ușor pe rețelele sociale printr-un simplu search.